Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prima săptămână a lunii octombrie va avea succes pentru multe zodii. Cu toate acestea, unele probleme și situații vor necesita decizii prompte și înțelepte. Mercur și Neptun se opun, iar acest lucru luni va strica imaginea de ansamblu a săptămânii pentru o scurtă perioadă de timp. Cei mai mulți dintre noi vom fi distrași, neconcentrați și supuși unor planuri sau așteptări nerealiste. În această zi este periculos să ai decizii importante, mai ales cele legate de afaceri sau management. Dacă este posibil, ar trebui să evitați activitatea de afaceri și investițiile financiare. Este mai bine să petreci timp cu cei dragi, în afara fluxurilor de informații și departe de locurile aglomerate. Sănătatea poate eșua din cauza exacerbării bolilor cronice. Peștii, săgetătorii, vărsătorul, fecioara și gemenii trebuie să fie deosebită de atenți la bunăstarea lor. Aceste semne trebuie să elimine complet alcoolul din dietă și să fie mai atenți atunci când iau medicamente. Este mai bine să reprogramați tratamentele cu apă, băi, saune sau piscine, pentru o altă zi a săptămânii. Trigonul Mercur-Pluto de marți va fi un moment minunat pentru munca de cercetare, reînnoirea afacerilor și a problemelor financiare. În acest moment, vor exista o mulțime de informații privilegiate care trebuie utilizate corect. Oportunitatea de a influența oamenii cu persoasiune crește, iar aici vor ocupa primele poziții scorpionii și gemenii, care își vor putea promova unele idei. Ziua este favorabilă și pentru îngrijirea sănătății tale, în special pentru diverse tipuri de examinări și intervenții chirurgicale. Este posibilă activarea problemelor legate de moștenire, asigurare, plata datoriilor sau pensie alimentară. Trigonul lui Venus cu nodul nor karmic îi va ajuta pe cei care doresc să devină o persoană strălucitoare, creativă și unică să-și atingă obiectivele. Balanța, peștii și taurul vor avea ocazia să se deschidă într-un mod nou. Primii trebuie să-și permită să fie ambițioși, să nu le fie frică să-și stabilească obiective înalte și să-și asume riscuri pentru ei, iar cei din urmă trebuie să înceteze să se concentreze asupra lor înșiși și asupra sentimentelor lor, lucrând de la trăsăturile narcisiste ale caracterului lor. Opoziția lui Marte și nodul nord de la sfârșitul săptămânii va forța berbecii, scorpionii și capricornii să folosească noi metode pentru a rezolva probleme familiare. Cele vechi vor înceta să funcționeze, iar manifestările de nerăbdare sau agresivitate vor fi oprite instantaneu în cel mai neplăcut mod. În această perioadă, este favorabil să participați la competiții, să faceți sport, să dansați și, de asemenea, să lucrați în aer curat, într-o cabană de vară sau în pădure. Intrarea lunii negre în zodia fecioarei va afecta nu numai fecioarele, ci și gemenii, peștii și leul. Reprezentanții acestor semne vor tinde să învinovățească alte persoane pentru eșecurile lor, să critique excesiv, atât pe ei înșiși, cât și pe cei dragi, și să-i hărțuiască pe alții cu cicăleli și comentarii. Trecerea lui Mercur în zodia Balanței pe 5 octombrie va marca o perioadă de 3 săptămâni de comunicare armonioasă între oameni. Prietenia, politețea și tactul vor fi lideri în procesul de comunicare, iar atingerea obiectivelor lor va fi mai ușoară pentru cei care se angajează în beneficiul reciproc, egalitate și parteneriat. Gemenii, Balanța și Vărsătorul se vor simți ca pești în apă, Racul își va putea extinde semnificativ cercul de prieteni, iar Săgetătorii și Berbecul își vor putea face noi cunoștințe utile. Scorpionii se vor regăsi în lumina reflectoarelor datorită tactului și blândeților neobișnuite, în timp ce Leii și Capricornii își vor putea atinge obiectivele abandonând egoismul. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!